Vedeți, de asta nu putem noi să fim oameni de stat, să conducem România și destine. Pentru că nu știți să zâmbim la fel de frumos ca dânși. Adică bărbații numărul 1 și numărul 4 din statul român. De fapt, unii ar spune că numărul 1 este cel care decide bugetul, nu cel care reprezintă statul român în fața și care e principalul diplomației internaționale. Dar toată chestiunea asta pe care vă o propunem în următoarele minute pleacă de la cel mai recent scandal pe care ai nu știi l-au creat dintre Mirce. Marcel Ciobacu știe toată lumea, a fost săptămânile trecute la Washington. Prima sa vizită în calitate de demnitar al statului român și la, cum se numește? Marele Licurici. Exact. Bravo. Și ca oamenii ăia să vadă că ești o țară specială. Și că suntem cu totul ieșiți din comun. Nu puteai să faci decât, cum să vii să vii, să arăți verticalitate, să propui ceva. Nu! Ți-ai lăsat acasă ambasadorul. Nu l-a lăsat acasă, nu l-a luat cu el, fiindcă el era deja. Păi acasă la Washington, acolo, unde are el sediu. Adică Andrei Muraru, ambasadorul României, de mai bine de 2 ani, la Washington, s-a trezit că nu face parte din delegația oficială la anumite întâlniri. Păi da, la unele a fost bun, atunci când a arătat cu degetul pe la muzeu ce s-a întâmplat, nu știu ce. La muzeul Holocaustului, ca să le reamintim. Ei, toată chestiunea asta a avut ecor și pe Marele Dâmboviței. La câte zile? N-am calculat la virgulă, dar zice că au trecut mai bine de 2 săptămâni. Deci a privit domnul președinte cu s-a atenție. S-a întors și domnul președinte. De prin peregrinări. Așa, de unde a fi fost domnia sa? A privit sa? Cu atenție nu, și îngrijorare. Nu. A secretizat întâi costul deplasării domniei sale. Dar ce trebuie să știi cu cât a costat acolo o salată Caesar? Sau dau sur la Hakuna Matata dacă a fost plătit sau nu. Hakuna Matata. Ai. Nume de cod, nu vorba aia. După care s-a gândit profund și a zis, băi, ce bă, s-a întâmplat la... Bă, nu fost cu minți. Exact. Când tata n-a fost acasă, ce să vezi? Așa făcea și bunicul. Mă certa la câte 2 săptămâni de când a făcut o tâmpenie, că și-aducea aminte că atunci a fost o braznică, când a fost venită nu știu care prieten. Da, mă, dar era bunică ta. Și da, și avea 70 de ani și era puțin senilă. Nu, nu la asta. Și o iubeam. Asta e povestea. Povestea e că... Și ar trebui să iubim pe ei, nu? Povești. Nu! Ideea e că atunci când, la rândul tău, ca președinte, ieși în public și zici, bă, chestiunea aia n-a fost bine tratată. Acum 2 săptămâni. După poate a fost mai 11 zile, nu chiar 2 săptămâni. În fine, nu contează. 10, 11, 15, 20, câte ori fi fost. Dar când tu ieși în public și te raportezi la ea și spui, bă, ar fi trebuit, nu bă, domnilor, ar fi trebuit să ne spălăm rufele nu, între noi, nu în public, stai și te gândești, mă, adânca cu ce. Dar ce rufe au ăștia de spălat, mă? Ce nu le adică albe de culoare, cu ce detergent, la asta moralul te referi? Al cui e? Al lui Iohannis, al lui PSD? Vor să pună pe altul? Pe oricum, Marcel Ciolacu și-a exprimat clar opinia că zilele lui Andrei Muraru în fotoliu de ambasador la Washington sunt dar numărat. Dar decide primul ministru? Nu, dar nu poți să știi. Mecanismul... Păi îl unge președintele, îl poate chema ministrul externe? Nu. Îl poate chema, sigur că da. La o cafea, nu îl poate chema de la post. Nu poate, dar dacă în anumite condiții de negociere până la finele anului 2024, Marcel Ciolacu, ca să câștige anumite lucruri din partea lui Klaus Iohannis, îi spune, uite, eu îți dau, tu nu-mi dai. La capitolul tu îmi dai, îl schimb pe domnia Muraru de la Washington. Că n-am vrut să-l iau cu mine. Că, nu, a arăta, fost tu pe că a arătat cu deștiu. Că a arătat cu deștiu. Corect. Sau poate nu e filat. Că mi-a făcut sau poate nu e filat paltonul când a ajuns acolo. Nu știu, palton, nepalton, dar... Cine știe? Apropo pot de... fi multe subiecte de nemulțumire la niște oameni de stat. Mai ales surprinzătoare pentru noi ceilalți. Să sperăm că nu se uită la noi, că cine știe, ne trimite de un mesaj și după aia. Bă, opriți-vă. Nu mai criticați plimbările și paltonul. Și atunci veți vedea cum vom avea alte sacouri, alte cămăși și vom spune... Măria sa. Mari oameni de stat exact. Au avut o șuietă în care au discutat despre binele țării. Și au avut o viziune atât de înaltă. Ce, nu mai știți din vremurile da, trecute? Da, domnul Iohannis are peste 1,90 m. Înalt. Are viziunea de sus. Păi, și dați seama că și ideile sale vin de mai sus. Și coboară încet. Și se așează greu, fiindcă astea sunt legile fizicii, domnia sa e profesor de fizică, o să ne explice într-un mai alt capitol. Mai are postul la rezervat. Nu mă interesează, sunt cu siguranță că are multe alte posturi rezervate, mai puțin cel de la NATO. Așadar, să fim atenți la tot și la toate, vorba poetului.